Poliția română nici nu și-a luat bine mașinile în primire, că deja au fost accidentate. O auto specială a fost distrusă într-un accident cu alte trei autovehicule pe o stradă din Cluj. Martorii spun că polițistul ar fi vrut să evite impactul cu un alt autovehicul care a schimbat banda de circulație, dar a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma testării cu etilotestul, rezultatele șoferilor au fost negative. Cei doi polițiști aflați în auto special au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. 6 oameni au avut nevoie de asistența medicilor, iar un bărbat a fost transportat la spital. În urma impactului a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.